Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Marcel Ioan Boloș și primarul municipiului Hunedoara Dan Bobăuțanu au semnat contractul de finanțare pentru cea de-a doua etapă de restaurare, conservare și punere în valoare a Castelului Corvinilor. Este vorba despre un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare totală de aproape 33 de milioane de lei. Etapa a doua de restaurare a Castelului Corvinilor va presupune lucrări complexe de consolidare și de reabilitare a unor zone importante ale edificiului medieval și va avea ca rezultat introducerea unor noi spații în circuitul de vizitare. Proiectul prevede numai puțin de 28 de obiective principale de lucrări. Spre exemplu, restaurarea mai multor fresce interioare și exterioare, înlocuirea pardoselii din sala cavalerilor, refacerea celor două poduri de acces, restaurarea gropii urșilor și punerea acesteia în circuitul de vizitare, realizarea unui planșeu pe terasa de artilerie, refacerea armurii cavalerului din vârful turnului Buzdugan, repararea acoperișului, curățarea fântânii din curtea interioară, se vor reface instalațiile electrice și de iluminat și se va crea un sistem de supraveghere video unitar dotat cu camere video wireless. În această perioadă, la Castelul Corvinilor derulăm lucrări de restaurare și conservare în baza unui proiect în valoare de 5 milioane de euro, finanțat prin POR 2014-2020. Finanțarea nu a fost însă suficientă pentru a restaura toate componentele importante ale castelului. Am decis că este imperios necesar să continuăm acest demers, așa că am întocmit un al doilea proiect prin care să obținem încă aproximativ 4 milioane de euro. Necesarul este însă de peste 6,6 milioane de euro, motiv pentru care ne-am hotărât să contribuim noi, primăria, cu restul sumei de care este nevoie, mai ales că dorim ca la finalul lucrărilor să avem un obiectiv istoric restaurat în întregime și bine conservat, care să le poată oferi turiștilor și mai mult decât le oferă în prezent. Proiectul pentru care s-a semnat contractul de finanțare prin PNRR va fi completat cu alte trei proiecte care vizează valorificarea turistică și culturală a Castelului Corvinilor. Este vorba despre crearea unui parc tematic medieval, restaurarea curții husarilor și crearea unui muzeu etnografic cu elemente din Ținutul Pădurenilor. Pentru aceste trei proiecte, Primăria Municipiului Hunedoara intenționează să solicite finanțare prin Programul Operațional Regional 2021-2027.